Bună seara, dragii mei! Astăzi voi continua cu personalitățile și tipologiile umane inspirate din psihologie și astrologie. Data trecută am vorbit despre două tipuri majore, vorba de tipologia lunară și tipologia solară. Și spuneam că fiecare om se poate regăsi aici. Automat ne subordonăm acestor două categorii. Dar, pe lângă aceste două categorii principale, avem câteva tipologii, personalități, care ne colorează și ne dau unicitate. Ele ar putea fi încadrate ca tipologia mercuriană, venusiană, marțiană, jupiteriană și saturniană. Da, sunt în funcție de fiecare planetă și ele arată o anumită preponderență a noastră. Mercurianul automat va stimula planul lui Mercur, adică planul mental, planul cognitiv. Și vom vedea că este o persoană foarte atrasă de comunicare, de relaționare, dar mai mult în plan intelectual, în sensul că îi place să aibă foarte mulți prieteni și să discute lucrurile pe care le află, este avid de a învăța, de a prinde noi informații, dar și de a transmite. Are o capacitate extraordinară de a ne impresiona prin talentul său oratoric. Dacă ai nevoie de o informație, dacă ai nevoie de o cunoștință, de o prietenă, de un prieten sau de o prietenă, automat trebuie să apelezi la Mercurian, pentru că el întotdeauna va ști pe cineva. Din cele 12 zodii, Gemenii și Fecioara au cea mai mare legătură cu această tipologie și ele se manifestă foarte ușor și natural pe nivelul acesta de Mercur. Dar în același timp vom vedea că și celelalte zodii de aer, cum ar fi Balanța, Vărsătorul, pot comunica foarte bine și utilizează acest nivel de Mercur foarte des. Mercurianul de obicei este o persoană preponderent suplă. Se mișcă foarte mult, chiar are o anumită agitație, un anumit tremur, fie al piciorului, fie al mâinilor și nu poate sta locului prea mult timp. El se află într-o permanență agitație exterioară, dar și interioară. De aceea, mercurianul vorbește foarte mult, dar nu prea reușește să pună în practică tot ceea ce spune, hai să spunem că nici măcar jumătate din ceea ce spune. La el, neuronii, sinapsele conectează, se activează foarte intens și imediat are câte o idee, imediat comunică despre ceva, ne povestește ceva, dar toate aceste elemente care apar în plan mental nu reușește să le ducă către planul emoțional, către inimă. Și de aceea o să vedem că uneori tipologia asta mercuriană dă sentimentul de superficialitate, de nepăsare, uneori chiar poate să pară ușor astenic, ușor vlăguit, pentru că se mișcă foarte mult în sfera mentală și nu mai este atent la activarea trăirilor emoționale, la amplificarea vitalității, la o sănătate foarte bună care nu poate să apară în lipsa conectării cu emoționalul. Noi, ca să fim sănătoși, ca să fim armonioși, avem nevoie de echilibru emoțional și echilibru cognitiv. Nu putem să stăm foarte bine pe sfera mentală și să ignorăm sfera emoțională, pentru că atunci, automat, noi nu ne mai hrănim, nu mai permitem sistemului endocrin să secrete toți acei hormoni care ne echilibrează corpul, care ne ajută să asimilăm nutrienții necesari din hrană. Și un mercurian, chiar dacă mănâncă, pe lângă faptul că mănâncă foarte agitat, mereu pe fugă, în picioare, cam ce apucă, nu își face de mâncare, nu e atent pe sfera aceasta a gusturilor, nu e atent la ceea ce îi cere corpul, că poate într-o zi ar trebui, de exemplu, să mănânce alimente cu mai mult calciu sau cu mai mult fier. El mănâncă ce
apucă, ce îi vine, ce găsește în cale, că are alte activități de făcut și nu are timp să reflecteze asupra mâncării. Și atunci el este cumva lipsit de o anumită amplificare a vitalității sale și uneori chiar poate să ajungă să sufere din punct de vedere al sănătății. Deseori la această tipologie, la mercurian, observăm că are tulburări ale circulației, vom constata că are mâinile și picioarele reci, poate să aibă probleme în a se vindeca în urma unei răceli sau în urma unei gripe, face foarte ușor o viroză respiratorie, nu știe să fie atent la primele simptome ale unei boli și să o contracareze, nu. Se trezește foarte des în mijlocul perioadei de boală că s-a întâmplat ceva cu el și că ar trebui să apeleze la un doctor sau la un specialist și este atât de agitat că de multe ori nu permite să îi se dea sfaturi, să îi se spună ce are de făcut, pentru care ideea aceasta că dacă el a citit ceva, că dacă a vorbit cu un doctor, el deja știe tratamentul. Este foarte greu să convingi un mercurian pentru că el știe. Și există acea pildă din filozofia orientală când un discipol s-a dus la un maestru pentru a-i se oferi niște învățături foarte speciale. Iar maestru a luat două pahare de apă, unul aproape gol și unul aproape plin. Și a turnat apă în cel plin și i-a spus: vezi, tu ești ca acesta aproape plin. La tine nu mai încape informația pe care eu vreau să ți-o dau. Apa dădea pe afară. Așa era și el. Era prea plin de informație. Când vei ajunge, precum vasul acesta gol, să primești ceea ce eu îți ofer, abia atunci vei primi, vei avea acces la învățăturile speciale. Este foarte greu ca un mercurian să lase deoparte ceea ce a acumulat. De aceea, din când în când, va avea nevoie de niște perioade de interiorizare, de retragere din activitate, din partea, din mediul social, pentru a șterge, pentru a renunța la anumite lucruri care nu îi sunt de folos, pentru a observa pe ce informații, pe ce cunoaștere poate pune preț și ce mai trebuie să învețe, ce trebuie să acumuleze. Aceasta va fi cumva lecția karmică a tipologiei mercuriene. Să învețe, să tacă, să asculte, să-și facă ordine în viață pentru a primi lucruri de calitate. Ei sunt ca un burete care absorb toate informațiile care vin spre ei, fie bune, fie rele. Aici va fi foarte greu pentru un mercurian să discearnă ce îi trebuie. Ca să se armonizeze, i-ar fi foarte bine să aibă prieteni, să relaționeze cu tipologia venusiană și cu tipologia jupiteriană. Pentru că prin admirație, prin iubire, prin relaționare și prin dialog sincer, va împrumuta din valorile celorlalte două tipologii și va reuși să se armonizeze. De multe ori, mercurianul este astenic, vlăguit, este obosit. El este cel mai predispus la oboseala cronică pentru că nu-și ascultă corpul, nu-și ascultă nici corpul, nici planul, nici emoțiile. El trăiește doar în sfera mentală și ajunge să nu se mai hrănească și nu mai reușește să-și ducă la bun sfârșit misiunea sa. Pentru că, la origini, mercurianul era un mesager al informației valoroase. Dar cum să transmiți informație valoroasă dacă tu nu mai știi ce este cu adevărat valoros? De aceea, pentru mercurieni, perioadele de relaxare, de meditație, de interiorizare sunt absolut necesare.
El poate evolua doar făcând aceste lucruri, doar retrăgându-se câte o zi pe săptămână din activitatea asta frenetică pe care o desfășoară clipă de clipă. Dacă sunteți aici, la această tipologie, observați ritmul în care vorbesc prietenii voștri, ritmul în care gesticulează, în care merg, în care mănâncă, atunci veți înțelege că e nevoie și voi să vă mai relaxați. Suferiți de stres acumulat foarte mult zi de zi și nici măcar nu vă dați seama de lucrul acesta. Se spune despre mercurieni că ei fac față stresului, tensiunii, că lucrează foarte bine atunci când au câte un deadline. Da, ei lucrează foarte bine pentru că se aprind foarte ușor, se entuziasmează, reacționează, sunt foarte vioi, dar ei sunt intenși doar pe o perioadă scurtă de timp. Imediat ce această perioadă a trecut, ei au nevoie să doarmă mult mai mult, se simt vlăguiți, blazați, plictisiți și au nevoie de noi și noi activități, de noi și noi stimul pentru a ieși din starea aceea de oboseală. De aceea, observați-vă, veți constata că aveți mult mai mult stres în viața dumneavoastră decât v-ați imaginat. Și e nevoie să faceți ceva foarte concret, foarte eficient contra acestui stres. Psihoterapie, meloterapie, meditație, relaxare conștientă, anumite tehnici yoghine vă pot ajuta foarte mult pentru că vă ajută să creați o comunicare între planul mental și planul emoțional și planul corpului până la urmă. Voi nu mai trăiți în corp, nu mai ascultați mesajul corpului. De aceea vă și îmbolnăviți, pentru că niciodată nu oferiți organismului, corpului, ceea ce are nevoie. De la nutrienți, la mișcare echilibrată. Da, voi faceți mișcare în sensul că mergeți foarte mult, poate chiar faceți un fel de jogging, dar nu ajunge să faceți acea mișcare fizică care să dinamizeze atât de mult inima, să vă facă să pompați foarte mult sânge în organism ca să vă echilibrați circulația. De aceea, la tipologia mercuriană, circulația sanguină este foarte proastă, chiar și circulația limfatică, și de multe ori apar migrene, alergii, chiar anumite boli de plămâni sau boli ale bronhilor. Fiți foarte atenți, pentru că dacă vă îmbolnăviți prea des la nivel de bronhi și plămâni, clar vă încadrați aici, la tipologia mercuriană. Cum vă puteți echilibra? Vorbind mai puțin, mai rar, respirând mai profund, inspirând și expirând înainte să porniți în a convinge pe cineva într-un dialog tumultos, să vă trasați niște linii precise, unde vreți să ajungeți, ce vreți să faceți în ziua respectivă, care este planul, să nu mai începeți 1000 de planuri și să terminați, eu știu, poate unul sau două, poate nici alea, dar aveți nevoie să începeți să vă organizați, să vă scrieți ideile dumneavoastră care sunt cele mai importante și să le aplicați. Să aveți suficientă răbdare să le duceți până la bun final. Tot pentru echilibrare, v-aș recomanda anumite alimente care conțin oligoelemente, care conțin vitamina E și A, în același timp alimente care au foarte mult magneziu, pentru că astfel să învățați să vă liniștiți, să vă armonizați. Omega 3 este un adevărat panaceu pentru dumneavoastră, pentru că vă ajută să scăpați de tensiuni, de inflamații, de diverse alergii pe care corpul le provoacă ca și semnal
de supra-solicitare. De aceea, măcar o zi pe săptămână, ar trebui să înotați. Apa creează cea mai mare relaxare. Ea, printr-o mișcare activă în apă, vă armonizați foarte mult corpul. Nu sunteți tipologia care să meargă la sală și să facă fitness sau să ridice greutăți, pentru că lucrul acesta e destul de monoton pentru dumneavoastră și destul de greu din punct de vedere al corpului, pentru că mercurienii nu au o musculatură foarte bine definită sau foarte puternică. De aceea, vă recomand să faceți sporturi care presupun mișcare în aer liber, preponderent în apă, deci în notul. Dacă nu puteți, atunci ar fi foarte bun tenisul pentru dumneavoastră. Ca și cristale, vă recomand pietrele verzi. Pietrele verzi aduc o echilibrare a elementelor ce țin de zona inimii și zona plexului solar. Ele vă ajută să vă calmați, să vă echilibrați, să rămâneți optimiști și în același timp să fiți mult mai focalizați. Ar trebui să purtați mai des această culoare, culoarea verde, pentru că ea vă armonizează. Când ești înconjurat de verde, nu-ți mai vine să te agiți. Faceți acest experiment, așezați-vă pe o pajiște de un verde crud și priviți, o lăsați așa să se contopească cu sufletul dumneavoastră. Sentimentul o să fie că doriți să vă întindeți, să vă bucurați de acea culoare, de magia acestei culori și să vă relaxați. Chiar ar putea să fie o meditație pe care să o faceți deseori, ca și terapie pentru sufletul dumneavoastră, să lucrați cu această culoare și să vă imaginați că vă aflați pe o pajiște, că vă întindeți, că mirosiți iarba, că vă mângâie, că toată culoarea aceea cumva se duce către sufletul dumneavoastră și vă protejează, vă înconjoară, vă învăluie. Este o terapie foarte eficientă pentru mercurieni. Următoarea tipologie, venusianul. Venusianul este un artist desăvârșit. Are bun gust, este foarte estetic, este armonios prin structura sa. De multe ori, tipologia venusiană este cea mai elegantă și cea mai frumoasă și la nivel fizic, ca și în proporții ale corpului, este foarte armonios. Atât bărbații cât și femeile sunt foarte atrăgătoare, carismatice și știu să amplifice această frumusețe cu care au fost dăruiți. Sunt foarte emoționali, trăiesc foarte mult la nivel de sentimente, de trăiri sufletești și își doresc ca oamenii să le răspundă în același mod, să le vorbească despre ceea ce simt în momentul în care sunt în prezența lor, să aibă dialoguri despre latura aceasta relațională și despre latura sentimentală. Și venusianul și mercurianul sunt tipologii care relaționează foarte ușor. Sunt foarte sociabile, dar pe nivele diferite, foarte, foarte diferite. Mercurianul discută, comunică foarte mult, dar nu este foarte interesat de ceea ce simte celălalt. Venusianul își dorește să fie plăcut, caută relații cu oameni armonioși, distinși, eleganți, rafinați, are prieteni foarte, foarte frumoși și care activează în domeniul artei și ei au dialoguri pe aceste teme, pe teme artistice și pe teme de creație. Vorbesc foarte mult despre ceea ce simt. O să-i vedeți că ei folosesc chiar excesiv cuvântul simt. De exemplu, mercurianul folosește excesiv știu.
sau te întreabă, știi? În schimb, venusianul îl remarci foarte ușor pentru că el simte, e senzitiv, dar este prea emoțional. Uită să analizeze și din punct de vedere logic ceea ce simte. Și de multe ori se lasă dus în această aventură emoțională și suferă, se întristează pentru că de multe ori nu e înțeles. Trebuie să fie cineva prea asemănător cu el ca să poată comunica cu adevărat. Și atunci are sentimentul că lumea e contra lui, că e pornită să-i facă rău. Dar asta sunt dezechilibrele de tip venusian. Trebuie să ne amintim că întotdeauna emoția trebuie corelată cu gândirea, cu partea rațională. Iar dacă venusianul își amplifică foarte ușor latura subconștientului, emisfera dreaptă a creierului și se exprimă foarte ușor prin artă, el trebuie să și explice ce simte. Doar așa oamenii îl înțeleg cu adevărat. Posibil cei care au pornit curentele acelea abstracte să fi fost tipologii venusiene, pentru că ei funcționează foarte mult pe ideea de simbol și le place să creeze mister. Le place să se lase descoperiți de către celălalt, să-l pună la muncă, ca celălalt să facă foarte multe eforturi pentru a înțelege. Un venusian este cu adevărat satisfăcut când toată atenția partenerului este îndreptată pentru a înțelege ce emite el, venusianul, în plan emoțional. Doar atunci el înțelege că este iubit și atunci acceptă că partenerul îl iubește. Are nevoie deseori să provoace tot felul de jocuri pentru a constata că este apreciat, că este admirat, că celălalt este îndrăgostit. Nu pune foarte mult preț pe sentimentele acelea de loialitate, de fidelitate, de protecție. Urmărește mai mult starea de îndrăgostire. De aceea, tipologia venusiană se poate plictisi destul de ușor într-o relație de cuplu, pentru că urmărind preponderent intensitatea emoțională, starea de a fi îndrăgostit și nu colaborarea, munca în relație, tinde să renunțe, să spună am obosit, nu mai vreau, în momentul în care relația devine dificilă. Caută plăcerea imediată și are nevoie ca deseori să simtă că este stimulat din punct de vedere al dopaminei. E dependent de trăirile care oferă satisfacție imediată. De aceea un venusian va trebui să împrumute niște trăsături de la mercurian și de la marțian pentru a fi mai corect, mai ferm, mai muncitor, pentru a se ambiționa să se transforme. Venusianul se bucură foarte mult de viață. Trăiește la maxim plăcerile vieții, atât mici cât și mari. Gătește extraordinar. Este gurmand. Este foarte bun designer. Este la curent cu ultimele tendințe ale modei. Apreciază bijuteriile. Poate crea lucruri foarte frumoase. Este un foarte bun diplomat, intermediază foarte bine conflictele pentru că știe să observe imediat care sunt plăcerile și nevoile celuilalt. Le folosește uneori, este chiar ușor manipulativ pentru că prinde foarte rapid care este plăcerea celuilalt și pentru a se face el plăcut,
oferă acea plăcere care observă ca fiind nevoia celuilalt. Și se joacă foarte mult în acest plan emoțional. Dar pentru aprofundare, pentru armonizare, pentru a-și folosi talentele pe un nivel înalt, pe o vibrație înaltă, este bine să devină mai logic, mai profund, să nu mai caute plăcerea imediată și să se bucure atunci când primește rezultate ca urmare a unei munci personale, a unui efort pe care îl depune. Venusianul este destul de îndărătnic când vine vorba de transformare. Lui îi place cum este. Nu simte nevoia să fie altfel. Și atunci este destul de greu să-l convingi că ar putea trăi mult mai interesant. Poate doar prin observarea celorlalți să constate că îi mai sunt necesare anumite calități. Venusianul poate să aibă probleme cu rinichii pentru că nu este atent. Nu este atent la ceea ce se întâmplă în corpul lui, la satisfacerea acestor plăceri și nevoi de bază. De asemenea, poate să aibă anumite probleme și cu organele sexuale, cu sânii în cazul femeilor și să constate că ajunge ușor la stări depresive pentru că nu știe să se obiectiveze. Ne vom opri aici, în seara aceasta, și vom continua cu celelalte din tipologii în emisiunea următoare. Urmăriți să vă armonizați, pentru că doar așa veți avea parte de o sănătate bună și veți avea viața pe care vi-o doriți. La revedere!